Apar noi detalii despre gruparea care ar fi adus în România peste 1800 de străini, potențial teroriști. Fostul șef de la Imigrări, Caraș Severin, Claudiu Perian, a fost filmat de anchetatori în timp ce a intrat ilegal în bazele de date ale Inspectoratului General pentru Imigrări. Iar investigațiile de ICOT au scos la iveală faptul că aceasta era o practică destul de frecventă acolo. Cu detalii, jurnalistul Antena 3 CNN, Dragoș Boța, chiar acum. Bun găsit, Dragoș! Bună ziua, într-adevăr, imagini incredibile surprinse de camerele de supraveghere instalate de departamentul tehnic al DICOT în interiorul biroului Imigrări Caraș Severin. Anchetatorii au avut surpriza să constate faptul că fostul șef al instituției, comisarul șef Claudiu Perian, intra în bazele de date și opera, deși nu mai avea deloc acest drept. El fiind pensionar și chiar având o firmă care se ocupa cu astfel de lucruri, cu aducerea de forță de muncă. Trebuie să spunem că există înregistrări în care acesta lucrează chiar din biroul actualului șef de la Imigrări, Vali Petriș, care a ajuns să fie arestat pentru luare de mită în dosarul DNA. Sunt foarte multe detalii și sunt mii de documente care au fost emise ilegal de către biroul Caraș Severin. Este o anchetă în plină desfășurare și urmează să aflați la Antena 3 CNN noi detalii incredibile în următoarele ore. Te așteptăm, Dragoș, îți mulțumesc!